Mami? Eu mă duc să iau pe Erica de la școală. Deja este târziu. Bine, hai, du-te mai repede să nu întârzi. Bine, hai, am plecat. Tati? Da, tati. Poți să deschid cadrul Ericăi? Tati, dar nu-i corect. Erica vrea să le desfacă singurică, nu vrea să le desfaci tu. Dar știi ceva? Noi vrea să vezi cu mine să o luăm pe Erica împreună de la școală și desfacem după aia cadourile cu ea? Nu vreau. Am bine să stau acasă cu mama. Bine, nu, dacă nu vrei, bine. Stai acasă. Eu am plecat să iau pe Erica la școală. Pa! O plecat, tata, pot să mă duc să-mi duc la cadouri. Și aici. Ce-i asta? Codrin! Codrin, unde ești? Oare ce vrea? Mă duc să văd. Dar ce faci? Bine. Dar ce cauți aici în camera Ericăi? Porunca. Nu te cred. Tu cumva vrei să-i umbli în cadouri? Nu. Ei, nu. Ia, hai, hai, hai de aici, nu te cred. Ce faci, tata? Hai să mergem acasă, mergi? Hai. Tati, dar Codrin unde e? Păi e acasă, de ce? Ce s-a întâmplat? Și dacă mi-umblă în cadouri? Hai, păi, Erica, bine o face, nu-ți umblă nimeni nimic, niciun cadou, e cu mama acasă. Hai acasă! Ia, vino tu, încoace să faci ceva din cărticica asta de la grădii. Să ai activitate ca să uiți de cadourile Ericăi. Ia să vedem. Uite, aici o fișă pe care poți să faci acum. Spor la treabă. Hai că eu plec. Dar eu tot vreau să văd cadourile Ericăi. Ia să mă duc să văd. Asta. Mami, am ajuns! Codrin, unde ești? O primit un ban! Codrin! Ce cauți în camera mea? Te rog să ieși afară! Nu ai ce căuta cu cadourile mele! Tati, Codrin i-a umblat în cadouri! Ce cadouri ți-a umblat? Mi-a desfăcut și pe ăsta! Hai că n-are nimic, lasă-l! Era și eu curios să vadă ce cadouri ai primit, dar știi ceva? Ia mai bine adu-tu toate cadourile și hai să vedem totuși ce ai primit, nu? Bine. Hai, du-te și le adu pe toate aici. Clementina, colega mea cea dragă. O cărticică interesantă. Așa. Ia să vedem ce avem aici. Dar înainte de a desface cadourile, vreau să le mulțumesc celor care mi-au dat mesaje de la mulți ani. Mulțumesc! Haideți să vedem ce am primit din astăzi acasă. Ce este? Wow! Ce sunt eu să merg? Cu un pomeranian. Și înăuntru, sunerel. Dar este gol. Să vedem mai departe următorul cadou. Ăsta e. Deci, prima dată scoate. Wow, această cutie. E un tablou! Tablou cu pisică! Wow! Wow, 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 wow. Și în spate sunt și niște acuarele care au chifre pe ele. Deoarece, aici, mai este o foaie care îți arată numerele și trebuie să pictăm după cod. Ia să vedem mai departe ce avem în sacoșă. Ce asta? Bombe de baie? Da, sunt 3 bombe de baie. Vai, sunt așa de colorate. O să le pun neapărat în cadă și poate o să-mi aleg o zi specială ca să fac baie cu ele. Foarte faine. Și după... Vai! A primit o ticană! Vai, cu pisicuță! Ia uitați cât loc am în ea! Oh, îmi place! Și avem o poză cu ciuapă. Oh, scrie ceva înăuntru! E o felicitare asta! Care scrie așa, ghid de drăgălășenie și relaxare.
îți faci un cheie, te apuci de pictat tabloul cu pofărșenia asta mică, apoi mergi și faci o baie în care îți pui o michiuță parfumată. Și uite așa îți încheie o zi minunată. Cu drag, mătușica mică, unchiul Cătă și verișorii Iulie și Ade. Oh, ce drăguț! Următorul cadou este ăsta. Și în el avem... Ia, hai să scoatem prima dată acest puzzle cu... Wow! De la 14 ani în sus. E pentru 14 ani ăsta? Da. Opa! 239 de piese. 239. Interesant. Wow! Da, uite-te la imagine! Da, e wow. Super! Wow! De-abia aștept să-l fac. Și... Uite, mai am aici ceva. Un loc. Ce mai e? Aici mai e. Dăm de-o parte. Ia. Nu. Cred că ăsta e un tablou, nu-mi zi. Cred că da. Ia. Le facem cu grijă ca să nu stricăm ceva. Wow! Ca să lipim fotografii! Chiar voiam să ne cumpărăm și noi unul din ăsta. Mulțumesc! Deci, cu cârlige. Știți că noi am făcut într-un vlog, am făcut acele fotografii pe care le-am listat și chiar ne-am propus să ne cumpărăm și ceva de genul acesta. Avem cârlige, multe! De care să atașăm fotografii pe care le facem prin locurile în care mergem, în care le vizităm. Dar aștept să le pun. Ce tare! Deci, da! Un cadou foarte potrivit. Mai departe, ce mai e aici? Astea le-ai mai arătat odată. Astea sunt de la Mara. Pe lângă agentele pe care le-ați văzut în vlogul trecut. Cum se numea? Portofoliu. Cu pușin. A primit și un portofoliu cu pușin. Da, dosar de fapt. Iar penarul. Wow! Iar penarul. Penarul conține 4 marcăre. Așa? Cu pușin, bineînțeles. Da, totul cu pușin. Un creion. Și creion cu pușin și cu Hello Kitty. Și un pix. Și un pix. Deci, astea le dăm deoparte. Și mai avem aici încă un cadou, cel pe care a apucat Codrine să-l desfacă. Deci vă spuneam, Clementina, colega mea dragă. Cea mai dragă, așa. Dar stai un pic, tu aici mai ai încă ceva. Tu ai și două plicuri. Așa cred că e cu bani. Da, e cu bani. Ăla e cu bani? Ce bani e acolo? 200. Deci 200 de lei. Și acolo? Încă 200 de lei. Încă 200. Nu te lasă ei din portofel, nu! Nu! Da, să ți-i păstrezi eu banii dacă vrei. Serios, lasă la mine că ți-i păstrezi eu. Nu vrea. Eu pun banii sub clapă. Aha, am înțeles. Bine că mi-ai spus că mă duc să iau acum. Așa e o rochiță. Asta e o rochiță? Și asta e un palton. Asta este un fel de sacoaș. Ia să vedem. Ia, cum te prinde. Asta e numai bun pentru lumea asta așa de toamnă. Super. Știi cât de călduros e? Super călduros. Wow! Cât de mare! Îmi place mult! Deci, da. Haideți să vedem următorul cadou. Dar pe lângă acest sacou am mai primit și alte haine. Haideți să vi le arăt. Și primul lucru e un pantalon. După mai avem aici. Wow! Da! Ce tare! E foarte moale! Uite, sunt reversibile. De multe lucruri noi am primit. Și... am emoții bune, nu negative. Ia. Mamă, dacă de multe îmi creu fătură, sacoșa aia, pungă. Hai să ajut, rup și eu. Wow! Nu! Ok. Ia vezi ce-am luat. Iarăși naturale!
terminăm niște pantaloni. Blugi de data asta. Și mai avem aici o cutie. Iarăși o pungă. Pungi peste pungi. Parcă ar fi ca la matros, ca doar cu altă variantă. Da, mă, așa am surpriză la fiecare stradă. Da, da. Stai. Sau ca la LOL. Da, ah, da, LOL. Da, la LOL. La LOL sunt și mai hârtioase. Uite aici cât puține față de LOL. LOL. Vai de mine. Asta e, cred că e cel mai mare pantalon pe care l-am primit. Un pantalon. Mai este o pungă. Și mai e? Ia uitați. Uite ăsta, am eu perechea de celălalt papuc. Uau, ce tare. Tu ai cu power, cu girl. Îmi place. Și aici, în sacoșica asta. Mai aici avem. Oh, wow. Hai să-i. Un. Nu e pantalon. O cămașă. Da, e o cămașă. Și cam acesta a fost primul cadou. Și am mai primit un set de, cred că sunt marcăre. De fapt, haideți să vedem ce sunt. Ah, ia uitați. Hai să vedem. Ok, asta. Stai că nu înțeleg. Ah, asta cred că e carioca. Ia să vedem. Da, e o carioca. Dar pe partea asta e un pensul carioca. Și cum se folosește acest marker? Ia să vedem, aici scrie. Ah, da, scrie. Gata, cred că m-am prins. Deci luăm capătul ăsta, așa, pensul, și deschidem capătul ăsta. Așa. După întoarcem și punem așa. Ia uitați! Wow! Și acum, cum scrie? Cred că trebuie să fie o diferență. Yeah. Ai terminat cu cadourile? Da. Da? Să știi că nu ai terminat. Yeah. Pentru că astăzi a venit curierul și ți-a mai adus un cadou. Și ghiși ce? Nu doar ție! Și lui tata i-a adus un cadou. Cum adică? Să te-ți dai fericit! Numai eu n-am primit nimic. Uite! Yeah. Uite! Ciocanul! Și nu numai! Wow! Ce două penare! Uite, tată, și ăsta este al tău. Dar tu... altă dată, nu-i așa? Îl desfaci? Am pus mâna... Ia! Hai, deschide! Și ce am aici? Deschide! Eu așteptam să-mi vină ceva... Deci. Dar... mi-a venit altceva. Ce-i acolo? Ești un cuțăcă! Ce-i acolo? Ia. Mama, pregătește-te! Trei super cuțite! Astea sunt ale mele! Dar eu le-am comandat! Nu contează! Tu nu faci nimic în bucătărie, doar eu fac. Ia să văd ce am aici. Oh, ia uitați, ăsta e primul. Ia să le văd pe celelalte. Foarte curioasă, cum sunt toate. Asta cred că este cuțitul bucătarului. E mai mare. Scrie aici. Scrie aici. Ah, da, da, da. Chef, da, da, knife. Ăsta e. Și ăsta este cuțit de samura. Cred că nu. Slicing knife, da. Și aici. Oh. Să ne întoarcem la ghiozdanul Ierica. Ia, Ierica. Ce are Ierica aici? Uite. Acum uite. Aici, n-am lăsat pisica, care este așa și se poate lungi. Și mai am aici un penar care are o parte aici, una mișcă și una... Are trei compartimente, da. Dar asta masaj folosește. Ce pe aici? Pentru radiere și schița în plus. Ia uite ghiozdanul. Ia, tati, dă să văd și ghiozdanul ăsta. Stai să văd ghiozdanul. Deci ăsta se socotește tot ca fiind cadou de al Ierica, nu? Să înțeleg. Da, este cadou de al Ierica,
e cumva un cadou combinat cu Sfânta Maria. Da. Am înțeles. De... Fiat, dar l-am combinat. Am înțeles. A, și uite, uite și aici mai e un compartiment. Și gata, cam astea au fost cadourile primite de ziua mea. Și vreau să vă întreb ce cadou v-a plăcut din tot ce am primit eu aici. Vă mulțumesc dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa, pa!